Bună dimineața tuturor! Bună dimineața! Este ultima noastră zi în Lake Tahoe și astăzi o să mergem într-un tur, va fi o surpriză până și pentru noi, iar asta la recomandarea prietenilor noștri ce locuiesc aici, în această zonă. Și vom merge cu cei de la Clearly Tahoe. Și vom da o tură cu caiacul. Abia aștept, sincer, pentru că ați văzut și voi ce culoare are apa, ce peisaje minunate sunt în această zonă și cred că în ziua de astăzi ne va oferi imagini diferite față de ceea ce am văzut zilele trecute. Corect, da. Haideți să mergem. Și acum mi se ia temperatura. Thank you. Thank you. Suntem bine. Suntem bine, asta e cel mai important. O să mergem cu acest shuttle bus. Mai sunt și alte persoane, că noi nu suntem singuri. Și haideți să vedem ce ne așteaptă. Am ajuns în locul în care vom pleca în acest tur. Vreau să precizez faptul că e fum astăzi. Nu prea avem noroc și nu știu cum o să se vadă principalele atracții. Dar nu-i nimic, suntem optimiști. Sper că vă place setup-ul lui Ion. O să filmez și cu această cameră. Și o să iasă niște imagini demențiale, pentru că o să luăm un singur caiac cu două locuri, bineînțeles. Eu o să stau în spate și o să vâslesc, chiar Andreea o să fie pasager în locul din față și o să vă încânte cu vocea ei suavă. Și pornim în tur. Toată lumea este surprinsă de faptul că suntem din România și ne întreabă cum ați ajuns aici. Cu avionul. Se zboară în această perioadă. Mamă, ce mișto ar fi să fie astea, da, transparente. Ia uitați! Tocmai l-a curățat. Super! Yay! Se pare că acestea sunt caiacele noastre. Super tare! Deci o să se vadă apa și lacul extrem de frumos. A little wider than your normal kayak. The shore verge about to be getting in. Oh, she's fine, also. Right foot in. Cam urcat, Haion. Cum o dai jos. Excellent. Very nice. There you go. Thank you. You're welcome. Okay. Mamă mia, uitați cum se vede apa. Zici că e aur aici. Da. Ion zice că e aur aici. Nisipul este aurit. Yeah, it looks like gold, but it's full of gold. Cum se vede apa. Superb! Deci abia aștept. Wow. Ion este mai mult decât încântat, entuziasmat, cucerit. Și apropo, aceasta este una dintre activitățile ce nu trebuie ratate dacă ajungeți în zona Lake Tahoe. Majoritatea fotografiilor care promovează acest lac promovează și ideea de kayaking. Recunosc că am emoții, nici nu am plecat de la țărm. Da, uită-te la domnul cu paddle surf-ul. De tare. N-aș avea curaj, sincer. Și apropo, ghidul nostru a locuit timp de 20 de ani în Alaska și de un an s-a mutat aici în Lake Tahoe pentru că e mai cald. Haion, știm că poți. Superbă plimbarea, chiar liniștitoare, așa, bine, suntem aproape de țărm și pentru mine asta este extrem de important. Îți place? Da, îmi place. Ce faci? Ai luat o pauză? Am luat o pauză de la bustic, nu? O
dreapta noastră se află Cave Rock, o stâncă destul de cunoscută, ce datează de acum câteva milioane de ani. De fapt, este formată din lava, rezultată în urma unei erupții vulcanice. Aici există o activitate vulcanică sub acest lac și se formează tsunami-uri când seismele sunt destul de puternice. Această casă a costat 6,6 milioane de dolari, destul de mare, și are și ponton privat. Nu-i rău deloc. Ion! S-a cam schimbat situația aici. Apa este mult mai adâncă și a schimbat culoarea. Andrei s-a făcut frică. Zi ceva la cald. Păi mi-e frică. Ce ne face mușchi. În această zonă dețin proprietăți Elon Musk, Zuckerberg și Tiger Woods și vin des. Aici se plimbă pe lac fie cu barca privată, fie cu caiacul. Și vreau să spun atât, mă dor mâinile, deci fibromuscularea scrie pe mine. Cred că acesta este cel mai frumos punct văzut aici, la Lake Tahoe. Uitați-vă puțin cât de clară este apa și pădurea, așa, completează un peisaj superb, sublim, de fapt. Acesta este cuvântul. Mi se pare incredibil. Ce zici? E super peisaj. Super, super. Ne deci, văzut, cum se vede apa aici, e atât de clară imaginea. Vezi că e o piatră aici, poți să dai un pic așa? Hai, Ion, știm că poți. Modifică cursul. Ion, ne lovim de piatră. Și am evitat piatra la mustață, dar uitați-vă cât e de frumos, Doamne! Ireal, ireal, efectiv, ăsta e cuvântul care definește cel mai bine zona asta. Parcă e dintr-o poveste, așa. Îmi place foarte mult că e apa limpede și are o culoare așa verzuie spre turcoaz. Natura completează acest peisaj miraculos. E unic, probabil, în lume. Da, cred că, mă rog, turul acesta nu este întâmplător, te duce în cele mai frumoase locuri și am fost avertizați, dar nu mă așteptam la imaginea asta, recunosc. Mă gândeam că, mă rog, plimbarea asta a fost așa, cireașa de pe tor, dar de fapt asta e. Ne-a făcut ghidul și câteva poze, probabil că o să le vedeți pe contul nostru de Instagram, așadar dați-ne și acolo un follow. Follow, follow, follow. Deci noi am vâslit acum 2 mile și vom vâsli înapoi tot 2 mile. Suntem buni, Ion. Chiar suntem forță. Avem antena. Nu mi s-a părut atât de greu. Apa este extrem de liniștită, de aceea nici nu simți efortul. Sunt valuri așa, pe porțiuni foarte mici și sunt extrem de mici valurile, vă dați seama. Sunt insesizabile de cele mai multe ori, dar e atât de liniștitor să te plimbi pe acest lac și să vezi minunăția asta. Extraordinar, deci mie mi-am trecut așteptările cu mult. Uuuh!
exact ce spuneam de valuri, deci... Sunt valuri aici, dar e ok. Facem... Tot Ion e de vină, dar ciuda faptului că e fum cât de cât în zonă, am fost extrem de norocoși să ajungem aici, să avem așa o imagine spectaculoasă, o imagine epică de aici, de la Lake Tahoe. Știți cum se trimiteau înainte vederi? Cam așa ne-am simțit noi astăzi. Am simțit că trimitem o vedere abonaților noștri de pe YouTube și vă mulțumim. Sperăm că v-au plăcut imaginile. Recomandăm să veniți aici dacă ajungeți în California sau în Nevada, pentru că e un loc deosebit. Like a boss. Am obosit. Ion a obosit dând la vâsle. Urmează Andreea. Nu mișca, Ion. Vă întreb dacă ați văzut videourile noastre când ne-am plimbat cu caiacul în Halong Bay din Vietnam și în Small Lagoon în Filipine. Au fost două experiențe nemaipomenite și ne-am amintit așa experiența asta de vremurile acelea, de libertatea acelor vremuri, de liniștea acelor vremuri, de fapt, pentru că da, parcă au fost așa într-o altă viață, am impresia câteodată, știi, că nu existau atâtea restricții, aveai o libertate foarte mare de a călători. Și parcă eram și mai liniștiți în Asia, eu așa zic, ce zici eu? Da, eram mai liniștiți pentru că stăteam mai mult timp într-un loc. Și... Așadar, dacă n-ați văzut videourile, intrați în playlistul Vietnam și Filipine și găsiți acolo super imagini. Cât la sută am vâslit eu? 30%. Puțin, e fain, dar e puțin obositor. Ion, mișcare, sport, că în ultima vreme am cam, știi, în ultima vreme am devenit americani, ne deplasăm cu mașina cam peste tot. Bine, nici nu mai foarte multe variante aici, mâncăm numai prostii și, prin urmare, efortul ăsta fizic era necesar. Așadar, haideți cu like-urile pentru Ion, să vedem câte like-uri adună Ion pentru acest efort. Poate îi schimbăm un pic optica despre această experiență. Ion, dar de ce ai vâslit tu mai mult și eu mai puțin? Pentru că ai filmat. Pentru că eu am filmat, exact! Vezi, fiecare cu jobul lui. Și ajungem la mal. A trecut foarte repede timpul. Cred că am stat mai bine de o oră și jumătate. Aș zice 2 ore. 1 fără 20. 1 fără 20? E, o oră și 40 de minute, cam așa. Foarte faină plimbarea și recomandăm să veniți aici. Într-un weekend sau în vacanță, cine știe. Mi se pare unul dintre obiectivele de neratat de aici din state, mai ales dacă sunteți iubitori de natură, de drumeții, de plimbări pe lac, de sporturi nautice, chiar și de relaxare, pentru că e un loc așa care te încarcă cu energie și care te reîntoarce la frumusețile simple ale vieții, de fapt. Cum mergem să lăsăm vestele de salvare și apoi o să dăm un tur al orașului și o să mâncăm într-un loc recomandat de ghidul nostru, mâncare excepțională după spusele lui. Așadar, abia aștept să vedem cum e. Uitați ce drăguț, oamenii de toate vârstele vin aici și fac o plimbare pe lac cu caiacul, chiar și cu cățelul. Și sincer, așa mă văd eu pe mine peste câțiva ani. Ion a luat viteză. Gata, s-a încheiat turul nostru. Chiar a fost excepțional, ne-a plăcut foarte mult plimbarea. Da, ați văzut și voi imaginile. Parcă suntem alți oameni. Suntem o variantă mai... mai bună și mai flămândă. Mai pentru zen. Că automat datul la vâsle ne-a provocat poftă de mâncare. Și apa, și muntele, și aerul, toate, tot, da. Un cumul așa de factori care ne îndeamnă către o mâncare bună și gustoasă. Și nu uitați, dacă veniți aici în zona Lake Tahoe, veniți la băieții, aceștia sunt foarte simpatici, foarte glumeți și mergeți cu ei la o plimbare, merită pe deplin. Uitați ce mașină am văzut noi la benzinărie. E impecabilă, zici că e scoasă acum de pe poarta fabricii.
Sunt foarte mulți miliardari ce dețin case de vacanță aici. Mark Zuckerberg deține 2 proprietăți care valorează peste 60 de milioane de dolari și inclusiv creatorul Tommy Hilfiger a deținut cea mai scumpă proprietate de aici, cotată la peste 100 de milioane de dolari. Nu-i rău deloc. Chiar mă întrebam cât costă o bicicletă de închiriat pe zi și uitați, pe oră 35 de dolari, jumătate de zi 105 de dolari și o zi întreagă 125 de dolari. Și dacă vrei electrică, te costă mai, nu te costă mai mult, că e mai ieftină. Da. Nice. Sincer, de mult nu mi-a mai fost așa foame ca acum. Nici nu pot vorbi, nu găsesc cuvintele, sunt lihnită de foame. Și mi-am luat o pina colada cu vitamina C. E un suc foarte mișto, foarte bun. Ai suc? Da, da, da. Are alcool? Mm-hmm. Ai pe bază de cocos, cred că. Da, 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 bază de cocos. Nu are alcool, e suc. Ce-i mai bun nachos? Când ți-e foame, nu mai ții cont de nimic. Stați așa, am plătit 20 de dolari pentru această masă și urmează să vină mâncarea. Cred că o să fie porțile foarte mari. A venit și mâncarea, dar porțile sunt foarte, foarte mari. Uitați cum arată acest burrito. Eu m-am luat un burrito californian cu cartofi prăjiți și carne. Un fel de shawarma. Ai cartofi acolo? Da, da. Really? Da. Eu mi-am luat burrito clasic cu orez, mă rog, fasole și pește pe grătar, dar e uriaș. Haideți să vedem bătăria. Între cartofi, ce spuneam. Shawarma mexicană, nu? Mm-hmm. Am putut să mănânc doar jumătate din acest burrito imens. Cred că mai mănânc, iau cina în seară. Eu am mâncat tot. Băi, foarte, foarte bun burrito. Extrem de bun, cred că e unul dintre cele mai bune și până acum n-am mai mâncat burrito cu pește. Vă zic, cam asta este nota. Noi o să încheiem vlogul aici, de la restaurant, pentru că ne retragem acum în cameră, mergem să edităm, pentru că mâine ne așteaptă un drum lung, schimbăm iarăși statul. Sperăm că v-au plăcut imaginile cu caiacul. Noi ne-am îndrăgostit. Ne-a plăcut foarte mult și chiar vă recomandăm să ajungeți în zonă, să puneți Lake Tahoe pe harta destinațiilor voastre. Vă pupăm de departe. Nu uitați să ne dați un like la acest video, pentru că ne ajută foarte mult și e gratis, cum am spune Ion. Un subscribe dacă n-ați făcut deja și un share dacă se poate. Și un comentariu sigur îl citim. Ne vedem mâine. V-am pupat de departe.